Bună ziua, dragi prieteni din Taur. Haideți să vedem dragoste între el și ea la Taur. Haideți să vedem. Aici văd vești bune. O mișcare, o avansare. Ceva ce vin vești, de exemplu. Ceva ce se întâmplă repede, neașteptat. Că vă atrageți unul pe celălalt, că vă vizitați, că vă întâlniți, da? Lăsați la spate o problemă de sănătate, o despărțire, parcă ați avut o ceartă sau sunteți într-o despărțire, dar vă împăcați, că a fost relația în pericol de a vă despărți, dar nu v-ați despărțit. Poate să fie o relație de trei, pentru că ea văd că mai are pe cineva. În viitor, văd că mergeți undeva, nu știu, că sunteți într-un grup, într-o societate, poate să fiți undeva asociați undeva sau... Dar ea iubește pe altul, să știți, ea are ori căsătorie, ori... Aici încercați ceva să-i faceți vrăj, ca să obțineți... Aici văd un bărbat la care sau o femeie, prieten, prietenă, care cereți ajutorul, care ați vrea să vă ajute cu această persoană. Ce să vă mai zic? Că poate să fie o pierdere sau relația asta nu este mai mult o relație de amanți, văd. Amanți. Și aici văd ceva prieten cu autorități, cu sau lucrează așa sau ceva, dar totuși cu încredere, deci nu este ceva rău. Dar vă spun că aici femeia o văd cu alt bărbat, ca și când este căsătorită, iubește pe acel bărbat. Eu nu vă să se despartă ei doi, deși acest bărbat așteaptă ca ea să se despartă. Sau dacă sunteți căsătoriți, ea are un amant. Are un bărbat cu care are o dragoste și are o rezolvare. El nu, el este ocupat cu serviciu, cu un prieten, poate să fie un asociat, poate fi așa. Primiți ceva vești de la oameni că el are pe altcineva, dar poate ori nu vă vine să credeți, sau dați un anunț în public pentru ceva, cum să spun, ceva ce se întâmplă în viața dumneavoastră, ori că vă căsătoriți, ori un anunț public. Sau vești în această relație publice. O să mergeți undeva la un eveniment și acolo va fi și acea persoană, că vă văd un eveniment cu probleme, poate fi. Un eveniment cu probleme. Vedeți aici că... Și până la urmă că e șarpele și aveți o speranță, dar problemele astea, nu aveți încredere, instabilitate, nesiguranță, poate fi șarpele cu ancora. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.